Ci că nici nu o să-ți vină să crezi, Loredana Groza a mers fără sutien la piață. Loredana Groza n-avea sutienul pe ea când a mers la piață. Păi normal asta, mă, las-o în fasole, mergea la piață, în ceva trebuia să-și facă cumpărăturile. În sutienul generos al Loredanei încapă 30 de kg de cartofi, 20 de kg de fasole, 14 kg de ceapă, a luat materie primă pentru zacuscă și a băgat-o în sutienul propriu. Vedeți? Divă, dar se respectă. Nu cumpăra plase, nu a luat plase de astea de un leu, pungi de un leu să polueze, nu. Și-a sacrificat pur și simplu sutienul Loredana, a pus sutienul pe tarabă și a zis, spuneți aici, ardei capia gogoșar, ceapă, etc, etc. Vedeți? Divele din România se respectă. Cum ne respectăm și noi la cafeaua de după, vineri dimineața, vă salut, n-am ceașcă, n-am nimic, n-ați mai donat pe buymeacoffee.com, nici nu vă condamn, încă e august, lună în care trebuie să mergem pe undeva, dacă nu sunteți peneliști, ați văzut peneliști, mamă dragă, sunt într-un congres, într-o veselie de plină, poate să-mi spună cineva în ce an a terminat domnul Câțu masteratul în America, ban 98, ban 99, ban 2001, nici el nu mai știe. Mă, acum înțeleg să fii beat, oricum el a zis că 7-8 beri, atât aduce. Înțeleg să fii beat o zi, o lună, jumătate de an, cât bea pe vremuri maestru Grigore Leșe. Bă, dar să fii beat tot masteratul și să nu mai știi când l-ai început și când l-ai terminat, alea semne mari. Și Ludovic Orban, contracandidatul Ludovic Orban ce a zis, zice, o să câștig șefia PNL-ului, dar targetul meu, ținta mea este să fiu președintele României. Și am vrut să zic, Traian Băsescule, tu ești? Acum, după 10 ani de abstinență, de sobrietate, de cumpătare, nu? Că l-am avut pe sasul ăsta al nostru, care pas cu pas nu a făcut nimic, după 10 ani de sasul sobru, să avem măcar 5 de chefuri, bairamuri, obladi, oblada, life goes on, bra, dacă vine Ludovic. Eu l-aș susține, l-aș vota, deci dacă ar candida, deci într-o finală cu doamna Șoșoacă, eu îl votez pe el, dar și pe doamna Șoșoc. Ar face un cuplu la Cotroceni, uitați de talibani, uitați de toată lumea. Să facă unul jumătate de an, altul jumătate de an să fie la Cotroceni. Un jumătate de an, o jumătate de an să fie doamna Șoșocă și restul de 6 luni Orban. Alea chefuri, alea colhanuri. România, asta îți doresc eu ție. Cumva mi-a fost târșă, n-am avut chef și m-am te gândit să zic, să nu zic despre performanțele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Îi felicit pe aia care au câștigat medalii, îi felicit pe participanți și îi felicit mai ales pe aia care nu s-au dus, că au zis, bă, deja ne ducem că nu facem nimic. În clasamentul pe medalii suntem pe locul 26, nu-i rău, suntem în primii 30 din lume. Ungaria pe 15, o țară mai mică decât noi, cu jumătate din populație, dar nu contează. Și președintele Iohannis, ce a zis? Vă decorez. Și cât el de meticulos, atât a lucrat că în 2 minute i-a decorat pe toți. Că am avut numai la ce medalii? La scrimă și la canotaj. Băi, la asta suntem noi buni, la scrimă, nu? Dăm cu cuțitul și la canotaj, că tragem la rame. Dar pentru Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris se preconizează. Ce se preconizează? Gata, deja e semnat. O să fie sport olimpic, o să fie sport olimpic breakdance-ul. Osman Tomomo breakdance. Dansul la bară. Skateboardul deja în programul Jocurilor Olimpice. Mă gândesc să forțăm și noi să băgăm proba aia de parcat mașina pe litoral. Parcat mașina pe plajă. Scuipa semințe distanță și frecat menta la rece. Acolo am avea șanse. Deci trebuie să băgăm pe cineva în comitetul ăsta olimpic să ne impunem sporturile noastre autohtone. Că acolo avem și șanse la medalia de aur și avem și sportivi. Wow! Păi da, no, ați văzut. La Jocurile Olimpice, unul a câștigat o medalie, nu știu ce, britanic și se plictisea să stea în sat olimpic și s-a apucat să croșeteze. Trebuie să fii inventiv ca să câștigi o medalie, nu? O tipă care concura la ceva probă de caiac, viteza acolo, a avut probleme cu barca, i s-a desprins botul la barcă și ce a făcut? A tras un prezervativ pe botul bărcii. Bine, barca aia nu s-a mai recuperat niciodată, a avut probleme psihice, dar vedeți, cu un prezervativ undeva și cândva poți să câștigi o medalie de aur. La tenis, nu, cu T, nu cu P, hai să trecem, da? La tenis nu mai avem nicio speranță.
Simona Halep a zis că i-ar concura, dar să te drupe, ba la un ligament, ba la un tendon, și a zis acum clar, zice, mai bine fac un bloc decât să mă duc la un turneu, nu. Dacă astea speranțele sportului, la fotbal, de fotbal, nu, hai că și cu asta chiar închei cu fotbalul, că n-are sens, Becali, da? L-ați văzut la parada aia, când a mers în urma paradei LGBT cu aghiazmă și cu clopote, meme stoica cu icoana. Mai era la fostul arbitru Tudor, ăla de ține plasma, televizorul familiei în Porbaga, să nu se uite copiii la desene. Bine, că eu zic, pleacă fraiere cu plasma, că noi stăm pe tabletă. Ăla era acolo cu cruce și Becali se scoatem diavolul, înțelegi? Diavolul de pe străzi. Păi dacă stai în continuare la cârma fotbalului, vrând nevrând, ce speranțe să avem? Acum Edi Ordănescu la Steaua. Soacra mi-a luat și blăstămat, că o lăsa CFR-ul. Dar ca să se asigure tata Puiu Ordănescu, tata lui Edi Ordănescu, Puiu Ordănescu, ca să se asigure că o să aibă o viață ușoară la FCSB, fostă Steaua, i-o dat telefon. Cum e asta, mă? Știi? Ca și când îți dai copilul la liceu și are de-a face cu un diriginte rău. Dar tu știi pe diriginte și îl suni, hai bă să bem o vodcă și comportă-te fain cu fiul meu, lasă-o în... Satana! Lasă-o încolo, adică o suna Puiu Ordănescu și o zis, Gigi Becali, așa că noi suntem acolo în linia întâi a credinței, te rog frumos să-l lași pe Edi, pe fiul meu, să-ți antreneze echipa, să... Păi suntem antrenori sau nu mai suntem? Trebuie să încheiem cu o știre optimistă, că până săptămâna viitoare poate îmbăgați o cafea pe buymeacoffee.com. Apropo, nu mai este mult, cam două săptămâni și revenim și miercurea. Revenim în zilele de miercuri cu podcasturi. Deja am început să intervievăm oameni importanți, interesanți și inteligenți, pentru că noi facem podcastul, v-am zis, nu v-am spus, deci un podcast serios. Așa, deci să încheiem într-o notă optimistă, care poate de aduce o cafea pe săptămâna viitoare, așa, nu știu ce. Bianca Drăgușanu a dezvăluit secretul siluetei sale. Deci Bianca Drăgușanu, o știți pe Bianca Drăgușanu, când a apărut ea în lumina reflectoarelor, știți cum îi arăta exteriorul și acum trasă prin inel. Inel sau verighetă sau cătul, mă rog. Nu discut preferințele aici, da? Ea a spus că secretul dietei, fiți atenți, constă în faptul că ea nu consumă niciodată zahăr. Mai nou, Bianca Drăgușanu nu consumă zahăr. Despre bisturiu, silicone, nu zic nimic. Până vinerea sau data viitoare v-am salutat. Grijă mare la ce faceți!